dreptele. O situație extrem de grea, o situație complicată. Chindia, care ne amintim, termina 2-2 contra voluntariului. Recuperare bună aici, Mailat, acțiune individuală, Sebastian Mailat și este gol! Acțiune de toată frumusețea. Minutul 9, FC Botoșani, CS Mioveni 1-0. La capătul unei faze de manual, la capătul unei acțiuni care scoate în evidență, odată în plus, ce spuneam în debutul partidei, un sezon excelent pentru acest Sebastian Mailat. A 11-a reușită stagională. Sebastian Mailat a făcut ce a vrut cu apărarea Mioveniului. A marcat plasat pentru primul gol al acestei partide. Andrei Panait, neatent, mijlocașul Mioveniului, de acolo pleacă greșeala, însă cursa este una excelentă. Pe această pasă trimisă perfect de Marius Cioiu. Cât de bine vede Sebastian Mailat acel culoar pentru a-l păcăli inclusiv pe Valentin Sima. Da, și bucuria imediată după marcarea golului este într-adevăr o după-amiază specială pentru cei de la FC Botoșani.